Seara m-a telefonat un prieten, Bogdan, și mi-a propus o temă de discuție care ar părea ceva interesant. Un prieten îmi datorează. Și pe parcursul acestui live de astă seară aș dori ca să discutăm dacă aveți așa prieteni care tot vă datorează. Bani, alte obiecte și așa mai departe. Dar intrăm ca să așteptăm mai degrabă zis, ca să intre Bogdan, care să spună istoria dumnealui. Până când scrieți în comentarii dacă mă aud bine. Salutări, Sergei Postolachic la Orhei, Ion Lupașcu. Salut, salut la toți. Bună, bună. Bună. Mă gândeam să tu că trebuie eu să vorbesc numai. Nu, nu, eu nu putem intra, nu înțelegem și cauza, deși și dar ce parcă ești zânăt? S-a pălit deja. Scoaterea datorii. Nu, eu am am rășit o leac. M-a tras curentul. Corona. Grăiesc pe mare. Am lăsat aseară fereastra deschisă și când m-a spălat azi mă pot grăi, de-am normal. Mi-am dat seama că am făcut ceva greșit. Batiște că se... Ia ca care îți spune. Ce s-a întâmplat cu domnul Cealăt? Bine, îl cauți, îl întâlnesc, îl pierzi timp. Pierd timpul numai, trebuie să mă duc și să iau măsuri serioase, nu, nu-i de lăsat persoana dată, că de-a măsăturat. Măsăturat și din calea afară, 2 ani de zile, el vine, trăiem la Chișinău și când i-am promutat îi bani, i-am zis, băi, o lună de zile maximum și ne întorc înapoi, dar văd că de-am trecut 2 ani și... Eu am numit suma 20.000, dar o altă sumă. Nu e așa, e vreo, spunem vreo 10.000 și... Da, 10.000 și așa, 500, așa era. De ce mă înțeleg eu cu 10? Cu 10 nici nu am așa... eu am mai dat pe avocat încă 4.000 și el ne-a promis, încă persoana și ei ne-a promis 1.500 deasupra, adică când mai dă pentru... El ne-a spus că o lună de zile, dacă mai las, adică... Acolo era scris în recepisă o lună de zile, adică... Ui, nu o lună de zile, el nu a scris... Da, am recepisă așa, eluia. Adică am foile și ele care el nu le-a dat. Bine, las pe urmă era ta recepisele. Principalul să spui numele, să știi că... O să facem așa... Antonov Dumitru îl cheamă. Cum îi zici? Da, eu am încercat să-l caut Facebook, poate. N-am întâlnit, n-am auzit. Da. Antonov Dumitru îi spune. Antonov Dumitru. E urmărit pagina. În jur de... Să vezi ce... Nu i-am găsit nimic. Nu i-am găsit... Nu i-am găsit nici o pagină pe Facebook. N-are de obște nimic pe Facebook. Eu am mai întrebat de oameni cunoscuți care cunosc și pe mine și pe Dens și el mi-a spus că nu, l-am un prieten de obște. Cum s-a întâmplat toată situația? Eu lucram mecanic, dar el era șeful meu. Și el într-o zi s-a apropiat și mi-a spus că îi trebuie bani, că e cat e copilul în spital. Eu i-am promutat ei bani fără recepis. Pe urmă au mai venit încă o dată și au mai șerut încă 6.000. 4.000 jumate, 6.000, ia câtele, 10.500. Și eu data asta i-am dat 6.000, dar cu recepise, am pus și banii și ei, atât am pus cum scade. Și a trecut o lună și i-am spus, băi, ne-aduci banii tăți, ia ca data cu tare, 23, ne-aduci. El nu ne-a mai adus. A trecut altă lună, eu m-am adresat la poliție, nu știu nimic să fac. Poftim? Din o lună s-au făcut 2 ani.
Da, și ea ca eram la Chișinău și îl sunam și băi, hai vine, hai vine, hai că... Dar nu știem adresa lui, nu știem nimic, nu știem... Dar adresa o știu de am la moment, de am ștet, știu, numai nu trebuie să mă rup odată la Chișinău și... Nu știu, Doamne ferește, va așa mare de capul lui. M-a săturat de am hăt. El Da, mi-a promis să... Da, 3 zile la aștept. El a zis că eu mă aflu la nene, nu îi fac o mașină și el tot, adică e mecanic și tot fac o mașină și nu ne primește, nu știu, și eu am 550 de euro la mine, ți le dau. Ei am zis, băi, băieți, știi, am mai făcut odată ghine și te-am mai crezut 2 ani de zile, tu ai venit, știi, adică 2 ani de zile, tu vii și vii și tot nu mai vii. Eu i-am spus, băi, tu, dacă vrei, știi, în orice minut poți să-ți fac probleme. Dar crede-mă că problemele astea, eu știi cum, nu mă tem, eu am văzut și poliție, știi cum lucrează, nu mai lucrează în Moldova în ziua de azi, nici poliția, nici procuratura, nimic. Dacă te duci la avocat și avocatul scrie, cum, la procuratură, adresare în judecată, și procuratura nu vrea să lucreze și poliția tot așa la fel nu vrea să lucreze, nu glumești, i-a spus și adresa și i-am spus și teta lui și el a înțeles că, adică i-am spus și azi, băi, eu știu adresa ta, nu te ai asta, Ian. Vin la tine și te găsesc, crede-mă, și țar de-o mamă de după șeală, așa că ți eu de josut și așa că ți eu, nu te scoate nimeni de mâinile mele, tot casa așa de deci, două josut, etaje. Dar e când nu, eu sunt josut, 1,70 m. 6 cm mai jos ca mine. Da, eu am 1,60 m. Nu, eu jos nu. Eu nu știu mic. De ce. Eu cândva am avut... Nu știu de ce poliția, de exemplu, anunț aceasta și poliția nu mă scrie și amendează că cu 300, cu 900, mi se pare de lei, dar mai departe tot rămâne pe om cea. Să dai mai departe judecat atunci de ce de adresat la poliție? Dintr-o dată atunci la procuratură sau la judecat? Nici procuratura, nimic. Eu am fost la avocat, când a fost? 2 săptămâni în urmă. Și el ne-a explicat în felul următor, uite, el ne-a explicat așa, uite, eu m-am adresat la procuratură și la poliție și la amândoi odată încă a fost. La poliție a fost chiar de 3 ori, dar la procuratură a fost odată. Și la noi, în Republica Moldova, procurorii și cine și mai ești, ei acolo, ei prinesc bani, fac bani cu șocanul, dar de lucrat nimeni nu vor să lucreze. Și el ne-a spus, băi, nu lucrează, dar eu... Sergiu scrie X mecanic și are bicicletă cu 3 roți, mai merge Toyota. El ne-a spus, adică că nu lucrează nimeni, nu vor nimic cu asta să se ocupe și el ne-a spus, dați-ne adresa, eu și singur mă ocup. Nu-i de amnitetul, tot una, eu mă duc. Și a să fac eu, cum a să fac, el ne-a să-mi dă-i tet până la ultima capic și banii care i-am dat la avocat și tet. Fiindcă la noi în Moldova faci omul ghine, dar el să ie cu altceva după tine. Nu crezi că sunt orică anii 90, adică te-am tot știu, dar așa pare că anii 90 da. Actuali. Ia-mi stați-o leacă, e ca uitați-vă, oare eu nu sap de minte? E ca așa ne-a făcut țara asta noastră, știi, să iei ceva și să te duci și să faci o problemă mare. Adică criminalul singur se construiește. Dar cum asta ies? Ei a dat de 500 de euro, mă aflu într-o situație gravă și eu trebuie să-l iert, trebuie să, știi, prate... Nu! E ca eu spun la toată lumea, da, eu să mă duc, azi mă aflați la televizor și am să fac cum am să fac, eu deodată vă spun. Dacă fac eu ceva, eu nu mă dau. A să mor acolo pe loc,
a să mă împuști cineva ori și a să fac să ardă casa așa de 16 etaje, tăte. Oho, eu știu, nu, asta de mai criminal. Asta e mai criminal, dacă nu îți faci așa ceva pentru o persoană, cum era alarmat pentru o persoană, a să strădui foarte mulți oameni, foarte mulți. Ei, nu mai ești pe așa chiar să face rău, dar pur și simplu poate după emisiune îi transmite link-ul și-a vedești să aduci măcar ceva? Știți, e de data să vă spun. Oamenii care eu fură, n-au ușa. Comentarii și să văd aici ce scrie lumea. Deodată vă spun că oamenii care amăjesc, care eu bani împrumut, ăștia sunt oameni care n-au rușine, pe dâns până la arde la un loc, el nu dă. El nu dă. Crezi că asta e calea cea mai corectă? Dar e ca spuneți, dar și ieșire din situație este dacă persoana nu vrea să înțeleagă că nu trebuie să dă, că știți, el e indiferent. El nu are rușine. El nu are... Asta... Dă un protest. E ca uitați, vă e ca... Dă un live de la dânsul de acasă. Eu pot să fac un live și 10 live-uri. Și vă pare că asta schimbi ceva? E tot una nu de și arată ce casa, și grăin. Cum face Maria Ola, arată casa celuie, celuie. Așa și tu. Arată casele datorașilor. Știți, eu pot să arăt casele datorașilor și pot să arăt ce și să fac eu cu datorașii ăștia dacă n-am să dă-i. Și în DIOP știa ca serios vă spun, în Moldova a să întoarcă chiar anii 90, chiar curat a să întoarcă anii 90. Și a să întoarcă așa niște ani. În ziua de azi dacă polițiști știu apă știi vreo 2 ani e asemblie ca, nu știu, ca șorișei. Știți că acum este în Mexico, în statele astea, în Columbia, acolo unde obștii, Doamne ferește. Apoi ca la noi, așa au făcut țara asta, atâți politicoși ăștia, atâți care șed, care nu vor să facă nic, care sistemele astea de procuratură, de astea, eu vreau și eu un om cum scade și vă spare că eu vreau să-mi stric cazierul meu? Nu vreau să-mi stric nici eu cazierul meu, eu sunt om. Dar cuiva îi spari că... Tu istorie, mi-am adus aminte și eu că săptămâna trecută am fost la Lipca, aici, la o persoană, m-au invitat pentru un reportaj. După asta știți, eu deseori spun care eu am făcut un reportaj numai decât mă cheamă și a doua, și a treia. M-aș compara cu aici, măcar că nu cunosc această substanță, dar așa am impresie că dacă odată, sau nu tămân cu narcotic, să cumpărăm o bucată de cârnați, cum spun la noi. Ai cumpărat azi și mâine să vrești cu oi mâine, fiindcă acum spune fel de fel de substanță acolo care te atrage, sau ai băut o bere, mâine numai decât ai să bie și a doua, sau alte, și că așa substanță spune acolo. Apoi a fost la femeia asta la bătrână la pensie care au vrut scris să o moștenire pe o vecină. Vecina a găsit acolo o grădină căzută jos și m-am mirat. Zic, uite cum acum o casă aproape ca la ca a mea. Și să ieși la o vecină, știi, care o cunoști de viață, dar o săptămână nu îngrijește. Dar ce s-a întâmplat până la asta? O altă persoană a fost, iată, puteți să urmări. Dacă intrați pe YouTube, Valentin Bogdan, acolo, așa se numește ceva, cu 1700 de dolari și 2200 de lei. Nu au fost furat. Și m-a mirat cine, până la această femeie care a vrut să îngrijească, această vecină, a fost altă persoană. Și a spus, care acum lucrează o persoană mare într-o primărie, de la Lipca. Asta nu dumneei, dar mama e făcut așa. Ce interesant că s-au apucat de făcut reparații în casă, fără voie
doamnă. Și urmă, zis, ei, bine, faceți locul bun, vă cerut bani, s-a plătit tot. După aceasta au spus că a intrat, ca să intre în David, cum spune, credință, să-i încredințeze tot. A spus că noi putem veni în toată ziua, este dimineața și seara, dar ne trebuie mașină. Mi-a întrebat cât vă trebuie bani, a spus că 1.700 de euro, dolari. De. I-a dat femeie 1.000 de dolari, după aceasta au venit și au spus că noi am găsit mașina, dar de la băr, s-o vede, a spus că ne mai trebuie 700. Femeie i-a dat 700. Tot lipcani au vorbit acolo că iată femeie ce i-a dat bani ca să cumpere mașină și 2.200 i-a dat din problem. S-au ratat două zile, după asta au dispărut tot. Femeia le-a dat, a spus, nu cer banii înapoi, vreau să mă îngrijesc. Mă îngrijesc de banii aceștia. Nu au mai venit nici banii, nici îngrijală, nici... De ce m-au chemat la acest reportaj? Ce am vrut să spun, m-au mirat, m-au chemat și-a trie oară, ca să-mi spui că a fost un polițist și-o sparietul. Și femeia asta bătrână a spus că de unde ai banii aceștia? Femeia îi spune, deci eu toată viața am lucrat acolo că era ceva la bază, jertfă și-o strâns, dar și din pensie am văzut că chiar pensionarii, cum spune, chiar părinții mei, dacă economiseau, nu cumpărau cărnațuri, toată viața, cum spune, au trăit așa mai simplu și-au adunat, au adunat. De ce ești femeie asta? Și eu nu știu de ce poliția a început a-i pune așa întrebări când tot orașul știe că i-a cumpărat mașina acestei persoane care doreau să o îngrijească și acum femeia a rămas plângeșul de scuite. Da? Și zic, de ce n-ai luat o scrisorică? Cât de mică? Că i-am avut încredere că o să fie și în continuare că iată cum procedează. Știți, scrisorile este la noi în Moldova, e ca în Uniunea Europeană a fost un băiet. Un băiet sunt roilot scrisorii. Am luat și numărul de pașaport, am luat și xeroxul la pașaport, am luat tă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 t
astăzi pedepsă. Nu, n-am luat lepulitul. Am luat Xerox-ul. El, dar nu, Xerox-ul nu ne-a dat al el. Cum a fost situația? Eu i-am povestit tot situația mea. Luam băiet care era director la noi acolo unde eu lucram. Și băiatul ăsta îmi spune, a, nu, eu i-am promutat încă bani, 11.000 de lei. Da, s-a părit că i-a dat deodată. Și băiatul ăla era din Azerbaijan și el ne-a spus, adică el i-a spus, e așa și așa, eu i-a spus, i-a povestit tot băiatul ăla, eu am luat bani, am împrumutat bani, eu am, e ca, el băiatul s-a ocupat cu piesele și vroia să cumpere piese, să pui la mașină și mi-a făcut el. Și el banii și ei ne-a dat, piste, adică, este o săptămână și ne-a dat o lecție mai mult acolo, am mai fost, am mai stat cu dânsul la masă, cu prieteni, cum, cu, așa, mai mâncare de asta de-a lor a mâncat. Și eu pe urmă banii și ei am luat și am dat lui băietul ăsta, l-am și pe nadă, 4.000 pe urmă, 6.000 și tot așa. Și eu i-am povestit de-am tăt și i-am povestit de-am tăt director la care noi lucram. Și da, băiatul ăsta a luat banii, s-a împrumutat cu bani, a mai lucrat 2 săptămâni și a plecat. Și i-am zis, băi, eu ți-am zis, data de 23 septembrie tu ne aduci banii. El, da, 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 bun, 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 aha, da, 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 bun, 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 și a dispărut. S-a întâmplat situația că eu de-am ajuns tăta asta la băiatul, la... El avea undeva vreo 30 de ani la directorul firmei și directorul acela m-a chemat la dânsul și ne-a zis, băi băiet, ia ca băietul ăsta mai are datorii încă la un magazin la care el lua piese și el lei și magazinul și el nu poate scoate banii.
E ca uitați situația, magazinul oficial nu poate scoate banii, dar, dar tu, magazinul care are cecuri, care are și. Dar tu și ai, ce e înlămurit? Bă, eu am mărit și pis, tot e parcă e normal. Am zis că ei, Moldova în ziua de azi dreptate nu cad. El așa ne-a înlămurit. A zis că bă, e pe dânsul jumătate de an, 8.000, tu ai dat 10.000. Și eu nu știu ce să fac am la moment. Oamenii ăștia n-au rușine, ca vedeți. Uitați-vă, în ziua de azi nici poliția, nu că în loc să vii să te ajute, să zică femeie dragă, ce s-a întâmplat, hai că te ajutăm, îi căutăm. E venit, știu unde te-ai luat banii ăștia. Băi, i-am strâns, de ca cum, e ca i-am strâns, că eu i-am strâns, atunci am venit, atunci am fost prima dată în România, am fost vara. Am venit acasă cu bani, am venit acasă cu bani normali. Dar la moment și în ziua de azi, polițiști în loc ca să te ajute, Și sapă. Femeia aceea, ca vedeți, o dat bani ca să o caute, să o îngrijească. E o femeie bătrână. Și oamenii aceea, și vouă vă spare că suntem chiar curat așa niște oameni ca să credem în poveștea asta, în rai, în focul adului, în astea. Noi tot asta trebuie să facem pe pământ. Ștet. Că dacă n-a se pedepsească, acolo nici nimeni n-a se pedepsească. Pentru unul sărac, ca să pui și sculci în pat și să vine obosit și aseamnă, pentru dânsul asta e rai. Dar pentru ăsta care fură și e rai. Să furi mai departe înseamnă, și să amăjească, și să... Cu asta el se mândrește, că el fură și amăjește și mai mult nimic. Noi trebuie să-i pedepsim, trebuie să-i arătăm lor a unui locul lor. Cunosc tot așa persoane care o luat la magazin, după asta trece la alt magazin, ar treia, patra și uite tot așa în doverii. Am avut și eu un căruțaș în doverii intrat și totdeauna era piat la volan, la căruță. De două ori chiar am anunțat poliția, a fost amendat 700 de lei. Odată chiar mergea, am filmare, eu căzut un sac, doi, se pare că, din căruță. Dar mergem cu mașina întâmplător pe urmă, lui și uite, am filmat, dar asta așa nu pus. Poliția a amendat, dar mă uit că la plângerea mea, știi, vine totdeauna țigări lua din magazin. Dacă au trecut la băutură, dar eu vroim ceva, nu ca la toți mata să ca la brădare. Luam diplomate, așa de vinuri, costac de 250 de lei, ceva un diplomat așa frumos, Moldova, ceva era scris acolo, vin de Moldova, nu se minte. Știi, și da, un diplomat de cealaltă, două zăctare, un și trei și s-a încărcat bineșor. Pe urmă, alt caz, tot venit unul 200 de lei să cumpere. Dar eu, taman, așa îmi trebuie la o bancă. 200, zic, cum așa? Cred că Dumnezeu lucrează dimineața, era o luni, știi, lumea nu tare bine, lumea. Au venit cu 200 de lei, dar eu zic, chiar închid, că mă duc să la bancă acolo, ceva întârțieri de procent. Și zic, mai stai, că am ușă vin, iar mă face cupără. Mă mir și eu. Dar o persoană care nu avea niciodată bani. Da, să aude mulți acolo, vreți să-mi intre. Și ce am făcut? Cum ai ieșit din situație? Am mai stat, am spus că mă duc acasă, mai aduc. Mai faci cumpărat. M-am mirat cu magazine împrejur, de ce anume de la mine. Știi, dintr-o parte bucuros, dar dintr-o parte pune pe gânduri. Ce înseamnă ce ferism ai stău să fii. S-a dus, a venit și a mai luat de 500 de lei. În alt magazin 500 de bani, m-am mirat. Și-a dispărut. A doua zi, crede-mă că, uite, îți aduc bani, ai văzut cum ieri asta. I-am dat pe datorii. Mai în scurt așa s-a ridicat, azi ne aduci, mâine ne aduci, poi mâine. Iarăși, de o săptămână, de am început cu
știi că chiar câte vreo 10, că îi trebuie să te naștere acolo, să apucă. M-am încărcat băietul 5.000 de lei. N-am putut scoate, măcar că am fost chiar părinții, la dâns o casă. Mă gândeam, zic, poate mine n-au un credit, ceva așa, dar când trebuie, dacă mă duc un părinț, poate la avea de stimă și întoarce bani. Cu statul tău meu, iată Dumnezeu să pierde vreo 2 ceasuri acasă la dâns. Și nu, da. Mulțumesc de o persoană de la Nord-East, la Briceni, care conform legii a opționat. Cum? Un strângător de bani, în scurt, care plătește cu poate bani. Și când a vrut să duc peste votare la Moscova, e scris acolo în listă că nu poate să părăsească, să treacă la, la votar, când nu plătești 5.000 de lei. Nu știu, legea asta mai este acum în aplicare, nu. Și iată așa am căpătat într-o bună zi mă sună această persoană, zici că vină și ție bani. Eu am rămas răsnit. Asta e ca tot și noroc de așa persoane. Și pot să vă spun, într-adevăr, sunt oameni serioși, sunt oameni buni. Eu îți vă spun, situația mea asta e prima și prima, unica și ultima, îmi pare, persoană la care în 8 eu mai împrumut bani, la care eu am ajuns să mai împrumut. Ei, dau 10 lei, 10 lei din mine, da, 10 lei cu oameni, știți? Dar e ca câți persoane noi am mai dat, trebuie să ne întorc. Dar e ca și mama odată și apiste la măcăleni odată. Da, tot o întors greu, întors o ani de zile, întors 2 cuburi de cărpiș, de cotileță, adică au mai fost cazuri, fratele a fost și-o greu, credeam și odată. Noi nu cam prea ne luau serios, dar fratele a venit și zis, băi, adică dacă nu, dai, când, e ca la sfârșit săptămâni, ce și luat. Apoi, astea ei, părinții catolic. Numai Moldova, numai așa trebuie grăiești. Și... Colegul nostru, Vasile Straber, mi-a încurajat atât de loc că sunt puțin care vizionează acum. Dar eu nu de asta retrăiesc, că peste o zi se adună mii, așa cum acum are. Știți, la noi... La 50 de mii. La noi, în Moldova, e foarte greu să reîntorci o finanță care e dat-o împrumut. Eu știu că la toți oamenii care ați vizioneze, care n-ați vizioneze, fiți atenți și nu dați împrumut bani, că e foarte greu să dai banii ăștia. Salariile ăștia într-adevăr sunt mici, poți să mai intri și să mai înțelegi situația. Mai ai familie, mai ai șeie, mai ai copii care șer. E ca știți, mie dintr-o parte poate ne jele de persoana dată și nu vreau să mă duc și să-i stric inima și eu nu stric pe-a mea și nervii. Dar dacă sunt, că n-ai spus, da, pentru și mai iei tu banii ăștia, pentru și mai iei, înțelegi? Eu nu știu, noi am ajuns să am într-așa o stare, într-așa o situație suntem, că nici n-ai, nici tăți drept și nici unul nu-i vinovat. Care copil, care familie. Iată, noi pomnim acest caz. Tăți țara-i datoare, cum așa s-au făcut, s-au implicat tăți în magazine, în mărpuri, calculatoare. În credit și nu știu și eu, într-adevăr, în tăt. Eu nu știu, oamenii în ziua de azi poate puțin prăjesc, privesc puțin, dar eu din start să vă spun, în situația asta cu datorii, tăți o pățetă. Asta e situație la orice fiecare om. Și când o pățești, știi cum zic alții. Asta numai nu-i pentru mine. Tot așa zicem că fac, că numai nu-i pentru mine. E cam mult la moment, eu mă aflu în situația. E cam mult la moment, eu mă aflu în situația. Îmi trebuie bani urgent. Și știți, eu încă mă aflu acum într-așa, într-o stare. Eu sunt indiferent și azi și persoana și aia. Și azi și în suflet la dânsa. Și cu dânsa. Și faci, cum faci. El mi-a zis 2 zile în urmă că vine. Ieri mi-a zis că a să vii azi și azi mi-a zis că mâine până la 9 a să fii. E că uitați-vă
cuvânt, vă spun că n-a să mai vii el nici mâine pe la nou. Bă, n-a să mă duc, cum spuneți dumneavoastră, să filmez un live, cum nu deschide ușa. Și am să vă arăt într-adevăr cât de rău poate fi omul, cât m-a scos din sărit foarte tare persoana, da. Eu serios vă spun, ia ca vă arăt, vă arăt foarte urât, dar m-a scos din sărit. Că trăiește așa, spune diferent. Uitați-vă, 8.000 de lei e un magazin. Primul, eu mai știu o persoană care l-a măjit de 2.000 de lei, pe mine de 10.000 de lei. Și el nu mai pleacă peste hotare, că el zi, el amăjește. Persoana asta trebuie de văzut în ochi, să vadă și copiii lui, și femeia lui, și pe dânsul, și să-l știe toată Moldova să-l arăte cu dește. Dar credeți-mă că el nu e indiferent. În jur de 36 de ani. E persoană destul de matură. E persoană destul de matură. Uite, eu și vreau ca la sfârșit să spui încă o dată numele și să-i spui că dă-mi bani și asta, dacă nu, în toată țara facem bani. Dar la tine la poartă. Da, să-i arăt chiar, e ca să fac un live cu mă smuc la dânsul acasă. Eu adresa lui eu știu, de-am 762, strada studenților 7... Nu mai spune asta public, totuși da. Până când nu spune, dar pe urmă... Până, dacă n-a să le aduc stimatele, eu o să-i fac un live acolo dânsul acasă. Soția lui azi deschide, precis, ei sunt ruși, grăiesc, vorbesc mai mult rusă, eu am să-i arăt lor realitatea. Oamenii ăștia trebuie de scăbări de leacă din cer pe pământ. Și uitați-vă cât s-a furat în țara asta. Băi, noi moldoveni am ajuns la cei mei, o, suntem curat ca niște, eu nu știu ca și să spun, ca niște lepădături. Noi singuri ne-a lepădat din noi tăt și sufletul și cinstea și tăt ne-a lepădat. Oamenii care vor, cum vor, ne amăjesc. Poliția nimic nu lucrează, procuratura nimic nu lucrează. Statua a ajuns de hârb, ăsta e nu-i stat, ăsta e scuzarele, moldoveni care sunt patrioți a țării, care au aparată 92 și în câți ani au aparată țara asta, dar uitați-vă noi la ce am ajuns în ziua de azi. Ministrul a furat, și acolo a mai fost, în Parlament a mai furat, a furat, președintele a venit și a zis că a spui puteți în pușcărie, nu mai pus pe nimeni pușcărie și într-adevăr și în ziua de azi mai fură și se hrănesc de la o boală făcută. Mine e cam o tras curentul și oamenii de la lucru tot așa, noi mecanici care mai punem mâna pe șer, mai punem mâna pe rășii, îi mai trageți pe noi pe desupra mașinii curentul și oamenii înțeleg toată situația de care de la lucru și nu mai fac ei așa crimă, coronavirus. Dar să te duci la spital acum, acum și-ți spune COVID. E ca-n vedeți. Da, și... Eu dă cu de asta de nas și-mi trece leacă. Dar la noi în Moldova se hrănesc tăți. În ziua de azi, Republica Moldova a făcut așa un fel de stat ca apartamentul care îl închiriază. Numai că nu îl închiriază, dar așa că vin bani încât de statul ăsta. Și da, îl închiriază cu ce e că te duci și ai aruncat o foaie acolo la alegeri și l-ai ales pe un bou. Poate pe un bou ori pe un pelican, că altfel n-au cum să numești. Pelican îmi pare că e mai aproape de-am. Nici nu-ți gândește, nici nu-ți dă seama și grăiește și faci și drege și-ți faci în țara asta lui, că procuratura nu lucrează, poliția nu lucrează, dar mâine, păi mâine, a să ias și a să împuști, într-adevăr, a și crime pe țara asta. Uite, Violeta Rondenco, colega noastră, ne încurajează. Mai bine să se supere că nu îi împrumuți decât să pierzi nervii și sănătate, corect. Noi poți întoarce. Dar e bine de spus că n-ai bani în ziua de azi. Dar în ziua de azi, în general, trebuie să funcționeze. N-am și nu scăpat. Știți, eu am văzut persoane care într-adevăr spun, e ca la noi la lucru lucrez cu niște băieți care nu mai zic că n-au. Ei ne-au spus în felul următor, băi, am pățit că am dat. Un băiat a dat un motor de 300 de euro, el se ocupă cu dezmembrare, a dat un motor de 300 de euro, dar noi cum am aflat că motorul și el a lucrat. El a zis că eu am scos motorul, a fost așa un cască, eu fășem la mașină la niște băieți din sat Fârladani, raionul Căușeni.
Și băieții și ei internate de făcut mașina și ei povestesc un caz că ia ca băietul a pus motorul, a nu, a scos motorul lui, a zis că nu lucra motorul, a adus alt motor, l-a pus alt tot în loc de și ăla, motorul și ăla tot nu lucra, ei l-a desfăcut ăla și pe motorul și ăla, l-a făcut al din nou, nu știu ce-a mai făcut, mașina și ea s-a vândut la piese, adică nu la piesă, s-a vândut-o așa desfăcută, băiatul care a cumpărat-o, i-a făcut acolo, nu știu, și pe electronică, a făcut motorul și l-a pus din nou. Și a zis că lucra. Problema era electronică. Și noi am aflat că băiatul și ăla cândva, băiatul și ăla care vândea piesa asta, a aflat că el cândva a fost la dâns și a cumpărat motorul. Și el așa motorul și ăla lucra, el știe că lucra, că l-a scos de pe mașină. Și ia că acum el tot așa are, se duce și el se întoarcă piesa lui, vrea să se întoarcă banii de piesa lui, el a aflat că băieții ăla nu cam prea înțelege ce problemă. La profesia ta de mecanic la mașină, corect, da? Da. Am avut și la noi și un caz de 100 de euro și cineva a mergit aici și m-am mirat că sunt persoane credincioase. Au luat și au spus că trebuie să ne ducem la Cernăuț, cumpărăm acei ce trebuie să-ți schimb. Și îți pare că au spălat în combustibil sau în ceva acolo și au pus tot acele detalii. Dar mai au luat o mașină nouă. Este o săptămână, iarăși mașina strică, dar strică deja la Chișinău. Și când îți fac acei, văd că e tot aceleași detalii, nu mai fost pus în noi, dar s-au achitat 500 de euro. Anticuieți? Sunt și așa cazuri. Sunt, eu nu spun că nu sunt. Sunt, eu sunt cazuri când e ca... cum să spun? Știți? Eu nu știu, eu de exemplu, la noi, la unii eu lucrez, e ca unii eu am lucrat. Tot lucruri peste eu unii am lucrat, dacă faci lucru, dai garanție. Adică dai garanție că ea să meargă. Eu pe caroserie și eu dacă pun acolo, dacă ceva nu e corect, caroserie la automobile, asta e, pe urmă omul ăsta poate să ajungă, Doamne ferește. Da, într-adevăr... Și atunci, de exemplu, și concurența asta, chiar la noi aici, la largă, Briceniu, pe care o roată, eu făcut amortizație, și la alta, o controlat acolo, 180 de lei. M-am dus la Lipcan, 30 de lei, au făcut tot același lucru. Era parcă incomod și am dat 40. Încă mi-e martori o persoană de la asigurare, că acolo tot ne-am întâlnit și zic ce probleme. Zic că tamana ce ești la mine probleme. Balansirovca, ce cum se mai numește, eu mai făcut și m-am mirat. La început, când au spus că 30 de lei, eu zic, pot eu sub 30, eu n-am auzit, am fost atent. Deci că nu 30 de lei. Așa că e ca publicitate la TOS TV. Să află la Lipcani, la ieșire din Lipcani sau la intrare din Lipcani despre Briceni, cum vedeți. Tare bun băieț, m-am mirat. Știți, mai este acolo încă deosebire că 30 de lei băiatul ăsta și-a făcut personala lui, dar e ca când lucrez la cineva, știți, apoi ne pare că 30, tot aceleași 30 de lei au venit la mecanic și la buzunar, dar restul 100 s-a luat așa. Nu vă mirați că eu tot am lucrat mecanic și am lucrat în unele locuri pentru asta și le-am lepădat, că... Sunt cazuri când șeful te amăjește, șeful te amăjește și nu știu când dacă lucrezi mecanic, strici ceva, plătești din contul tău, asta stric ceva la mașina și eu unii lucrat, ori ai lucrat ceva, ori ai lucrat, ai stricat o piesă, iar o plătești din contul tău. Asta e răspundere de viață, orice lucru e răspundere în ziua de azi. Eu de ce am luat mașină nouă din magazin chiar? De ce? Că nu tare mă pricep la dânsele înăuntru. Zic, dic, strici și apoi pe urmă și iată slavă Domnului, 7 ani deja mă folosesc, torn benzină numai și
o schimbă uleiul și asta e. Da, acolo. Lucru nou merit. Da, lucru nou merit și păstrat încă. Dacă e mai este păstrat, atunci e foarte bine, dar dacă nu e păstrat, apoi... Da, poți fi legal la noi, a fost o cază că acum un băiat a vândut o an în urmă o mașină, un Mercedes 124 la Găgăuzia. Și el, băiatul ăsta la care eu lucrez, el a cumpărat-o de la dânsii 400 de euro. 400 de euro, Mercedes 124, 400 de euro, l-a dus pe evacuator, l-a dus la noi și la Căușeni, de să-l faci. După pornim, l-am făcut, s-a început a merge, mașina a fost gata. Când vine, el a pus-o pe vânzare, a pus-o pe vânzare cu 600 de euro. A venit stăpânul lui vechi, el s-a făcut cruce. El vrea să o cumpere, zice, băi, dar mașina asta nu e mașina care eu am vândut-o. Să-i dau în firește, eu am vândut-o cu 1200 de euro, dar eu mă uit la dânsa strașnic. Eu nu pot să o iau cu ăștia 600 de euro. Și vroie tot cu 400 să o iei, că acolo era tot distrus. Tot era întrânsa distrus. Eu știu, oamenii nu cam prepăstrează și... Nu știu... Banii făcuți ușor, nu cam pe... Știți cum... Nu-și recunosc munca. Nu-și recunosc munca. Sunt oameni care fac bani ca și tot așa, îmblă, amăjesc, fură. Știți, omul dacă îmblă și-o amăjit, el nu-și recunoaște munca. Dar omul care a strâns bani, chin și cu vaiul, numai și l-a făcut pentru bani și omul ăsta și nu înțelege munca. E ca deși și eu mă frige situația asta. Eu sunt minte cum eu am strâns banii ăștia, chin și cu vaiul. Mâncam numai pâine cu unt și cu ceai. Ca strâng banii ăștia. Mi-a stricat stomacul. Și cât stres am avut eu că așteptam și-l așteptam până la ora 12 din nou persoana asta ca el să vină. Nu mâncam, vinem de la loc și mă băiem, mă așteptam și așteptam. Mă sunam, băi, vin. Oara 1 trebuie să mă culc, adică adormim de amul, mă culcam. Ședem cu gândul, băi, și e dată eu bani și trece timpul, o trecut o an de zile, o trecut a doilea an de zile, și ca până în ziua de azi și tot m-a săturat. Eu mă mir cum zici mă culc și asta nu știi cât este gătească de zile, poate când dormei. Da, păi, acum eu nu știu, mi-ai râd pentru 100 de lei poți să-ți ia zile. Eu nu știu, să mă stărui. Să-i fac lui numai bine, dacă mâine la ora 9 mi le duci finanțele, eu joi mă duc la Chișinău, îi dăm diferește până la Chișinău, să fac un live extraordinar, să arăt la lume, oamenii care trăiesc din minciună și cum amăjesc și cât este diferenței. Și ați vedeți cum aici, pământ e arde în focul adului. Eu, dacă zic că fac, fiindcă așa nu se poate de lăsat. Nu se poate. Oamenii care sunt oameni care îți dători. Să fac un video live chiar. E ca oamenii care îți dători, gândiți-vă la ce și poate să vă aștepte de la o persoană care pur și simplu s-a săturat. Și după situația asta care s-o fac, eu credeți-mă că Moldova, știți cum au fost cazuri de astea că bărbatul se ucide femeia, ori femeia se ucide bărbatul și se duce și se dă de la poliție, chiar că s-a pierdut soțul și tot așa. A fost un caz la televizor și pe urmă oamenii au început tot să repete unul după altul. Credeți-mă, tot să se repete după mine, după cazul ăsta. Tot să se repete. Asta e... Ei, o să repete ce îți face live-ul. Nu mai e, așteptăm ceva mai neplăcut. Dar așteptăm ceva cum a să ia soția lui. Eu mă gândesc că a să ia soția lui și a să ia răscuzare. Eu cred că el soției nu i-a spus de situația asta. Și așa eu și-ați vorbesc serios cu dânsa, ați vă arăt pe dânsa, de că eu vreau să te vadă lumea. Ești destul de serioasă. Da, dar pe soțul tău acasă. Și las acum să-mi dă, că el ne iei pe telefon, mi-a spus în felul următor, eu am 550 de euro la mine și vin să ți-i aduc. Eu m-am oprit la nenii noi și termin o mașină și vin să ți-i aduc. Eu i-am zis, băi, hai tu de-a mai 3 zile de când vii. Băi, te trezești? Serios? Ai 3 zile de când vii. 3 zile și tot nu mai ajungi.
Înțelegeți care e situația? Așa că așa, vă zic, și tot așa am împrumutat ea mână de mult. De 3 zile în urmă, la un băiat care a fost la Chișinău, ori 4 zile. Și i-a dat 400 de lei. I-a împrumutat, adică tot așa, 400 de lei. Îl sun, nu răspunde, a intrat ca în pământ, dar în momentul când i-a împrumutat, el i-a zis, băi, eu nu ți-a ăsta care, lui care tu i-a împrumutat, n-am ajuns eu chiar la 400 de lei tale. Amu a fost la mama lui acasă și i-am zis, dragă Chiochi, nu mă doare capul și nu mă țineți mine de om prost, că nu-s chiar curat așa, știi, de posomoret și de aia stăia în ei și îmi dă-i banii, că nu-s chiar curat ultimul din satul ăsta. Vine și în orașul acasă și îmi dă-i banii. Doamna, dar am avut și eu așa caz de prieteni la Moscova, aveau nevoie să vii de la Moscova, le-am împrumutat bani. Dar așa cazuri am auzit și eu mai. De drum, i-am așteptat până au lucrat 2 luni. Când le-am amintit că mi-s datori, mi-au reproșat. Chiar au ajuns la acești bani, mi-au întors, dar nu mai vorbesc când mă văd. Ca așa, nu degeaba se spune că vrei dușmani, împrumută bani. Corect. Asta e. Dintre la omul nevoie și el... Mai bine spune că nu am și n-a vorbit acolo zi, o lună, dar după asta îți rămâne prieten. Apoi știți, să aleg oamenii de obștii și ca prieteni. Sunt unii oameni care trebuie să alege de obștii prieteni, nu-ți vadează, nici nu-ți trebuie. Dar pentru și eu, să vii, să mănânci mâncarea, e așa prieteni. Când te duci tu să-l ajut, cum vărul meu e ca vărul. Ce reclamă de om? Apă. Da, reclamă de om, apă. Apă, 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 și pe oră, nu știu cât e tot eu, ori 70 euro, căroce, așa, așa. Și când acolo, ca să dăi banii, de-ai plătit tot pe vărul și ăla. Și mai mulți moldoveni erau care înțelegeau și franceza, care astăiană. Și a ajuns vorba, a ieșit vorba la iveală, că băiat și el a lua 10 euro de pe oră de la fiecare om. Și el așa și-a spus, băi, ești o mamă de aia stăiană. Știi de asta, zic, tu nu mă șezi aici, șezi pe schinarea noastră. Știi, tu ghifuiești aghine, știi, este omul ăsta ghifui. El ghifui, el nu trebuie să facă nică, el trebuie să îmbli numai la el, îmi lași, controla și fac alții. E ca la așa am ajuns. Înțelegeți? Persoana asta care mă mânge pe mine este că tot mi-a furat timpul meu, m-a luat în exploatare pe mine. Dar eu nu sunt de acord ca el să fie mine în exploatare. Da, e că lucrez la persoana asta cu atâția bani. Dar eu vreau azi mă duc, vreau mâine lucrez. Dar la asta el cine? Și el îmi plătește? De. Da, asta și faci eu. Mi-a luat și mi-a promis că pe data de 23 septembrie, anul 18, el îmi dă banii și de-a mai anul 20, și cam uși tot e 23 septembrie și 100 ani. Așa nu se face. Omul trebuie să răspundă. Pentru asta trebuie să... Cât sănătate el ne-i ne-a mâncat. Cât m-am măjit de vreo câteva ori. Mama mea tot așa era bolnavă. Eu zic, băi, ai, astea ne... Mă ducem la fratele. Eu nu putem strânge bani anul și ăla. Eu nu putem strânge. I-am dat lui bani, parcă am dat bani pe mână necurată, înțelegeți? Parcă am dat bani, că am scăpat bani într-o fântână. Nu putem strânge anul și ăla deloc. Cum a doua primăvară, eu am șeptea strânge. Am șeptea strânge și a gheaghe a strâns și a venit, a turnat acasă, a făcut careva lucruri acasă. Dar persoana asta, el ne-a spus încă din primăvară trecut, că eu am strâns 11.000, eu vin și ți-l aduc. Hai, strângi 11.000, să nu mai plătesc avocat, vină și ne-a adus. Aha, o zi ne-a adus și a doua, o trei, o săptămână, o lună și am înțeles.
că nu pot scoate măcar tu crezi, dar nu vreau să fac atunci probleme, că eu atunci mă simțeam bine, arată normal cu sănătatea, nu mai este ană, zic, hai, nu mai fac nici o cremă, nu mai fac nic, știi, că și așa. Dar în ziua de azi Larisa, e gata, eu văd frighile și sunt. Larisa ne mai scrie, noi am discutat de om, apa asta, om, cu denumirea. Este glumă de apă om. Zice că a intrat un bărbat într-un magazin, acolo lucra o femeie. A întrebat-o, om aveți? I-a zis, am dat, i-a zis, am, da, e la Moscova, așa că să mai zâmbiți. Am pus calculatorul cam mai departe și mai greu să vin. Nu știu, Bogdan, mai stăm, mai continuăm sau... A să și mări la o live și am zis, bun, le-a adus persoana asta, nu le-a adus. Am și eu scris pe telefon și cum vorbesc cu persoana asta, adică, băi... Dar tu băieți, te-ai spus, dar nu știu cum să le vă trimit, că să scris așa, nu știu cum, adică... Eu te-ai spune în mă trebat, undeva. Las, cum tăie, un... Aci, dată gratis, nu mă să-ți întorci bani. Știți, eu aș vrea ca să vedeți că toată lumea care a privit și fel de persoane în ziua de azi și cum e târâi pământul ăsta cu fața pământului. E că noi am rugat ca să distribuie tăți și să înveți așa de la noi, nu întorc banii, las să facă live și să vedeți care ajută. Eu am făcut un protest la Trebisăuț acolo, o să construim un drum. Și am spus, nu mai vreau să mă repet acum la ce persoană, deja dumnei nu mai lucrează, dar am spus, nu vreți să faceți drumul încoace, facem protest la dumneavoastră acasă. Este 20 de minute, gata, era bătrân tot scutat, gata, facem drumul cealaltă. Iată ce înseamnă când protest acasă, așa cum îți spun cu telefonul. Facem direct de la datoraj de acasă. Asta plec la Cineu, și-ați fac un live acolo. Dacă mă înțelegi bine, dacă nu, ai așa mare de prietenă. Nu de lăsat așa ceva și oamenilor, nu lăsați în țara asta dacă lăși, dacă nu mai întorci nic. S-au întors timpurile, știți, în Uniunea Europeană din cuvânt, dacă ai zis că băi, ia ca persoana asta ne-a zis că e persoana cu care a lucrat la lucrurile așa și mi-a spus, băi, acolo dacă ai spus cuvântul din gură, de datorii, de nu știu și că eu se întorc, într-adevăr a fost actul, apoi gata, atunci nu mai poți face nimic, tu ai scos, dacă el ți-a promutat ții și tu i-ai promis, băi, ți-i întorc înapoi, apoi Doamne ferește dacă nu-i întorci înapoi. Și cu fratele așa, și cu sora, și cu neamuri, și cu tăt. Cunoscut, necunoscut, absolut duce răspunderi, Doamne ferește, dacă ai făcut situația asta. Nu e Moldova, ai și recipiza, ai și ce, și ce, scrii la procuratură, scrii și acolo și încoași, și cât acolo. 9 luni de zile, eu sun avocatul, hai, s-a făcut ceva, nu s-a făcut nimic, nu se face nimic. Și avocatul spune, băi, eu nu știu, dar eu n-am așa funcții, dar nu se face nimic. Eu te înțeleg că tu ai dat bani și eu înțeleg că mai încerc încă o dată, mai încerc, poate o răzbate, poate asta e ană. Nimic, dar ei trebuie finanțe, eu spune, băi, domnul avocat, ei trebuie finanțe, dumneavoastră a spus că... Asta tot e posibil. El a spus, asta tot e posibil să lucreze legea în Moldova asta, dar legea în Moldova asta nu lucreze, nu lucrează, nu lucrează nimic, înțelegeți? De-am băgat, eu nu știu. Doamne ferește, nu dați bani în promut, cheltuiți-i mai gine voi, și face vă odihniți, duceți-i mai gine la o mare, duceți-i la piscină undeva. N-ai ajutat pe nimeni, măcar. Da, nu mai împrumutați de bani. Totuși, nu mai continuăm, nu are rost. Vreau încă o dată să numesc persoana aceasta să audă și să-i trimis numai decât link-ul. Îl cheamă Antonov Dimitru. Pe Facebook el nu e registrat. Și nici nu știu unde obște dacă e înregistrat undeva
pe odnoclasnic, ori pe ceva, vreo socializare. Dar aș Dar vrea cum ai totuși... Să-i trimiți, da? Poftim? Cum ai să-i trimiți? Nu, eu să-l filmez, poate, pe dâns, pe soția lui, să-i vedeți. Fac un live, totuși eu m-am săturat și să aștept, să râp, să nu știu ce e acolo și să eu și să fac un live până să vie, până persoanele astea noastre răspundă, eu n-am să mă lăs. Îi fac de râs câinelui. Și sunt niște râș. Altfel n-ai cum. Și ori, și uitați-vă, hai să, dacă așa, dacă simți serios. Plăcatniuc e un râs, aista e un râs. Și ne-au mai furat în ziua de azi, tot e un râs. Toți ăștia sunt niște râsuri, înțelegeți? Ei fură și lor ale este diferent. Ei sunt niște râsuri, corect. Ei sunt niște râsuri. Și noi, ca datorită la așa râsuri, ajungem că în ziua de azi trebuie să ducem peste hotare să lucrăm. Trebuie să ducem în țara asta, noi nici nu lucrează nimic, nici procuratură, nici ce. Femeia și ea, care spuneți dumneavoastră, au dat bani și nici îngrijită nu a fost. Deci lucruri care s-o trebuie să ia și de până la urmă. Și da, și la urmă încă a fost un polițist și o mai spărie acolo. Asta și asta e țara, asta e bagiuc, dar nu țara, asta e... Până cum a zis vărul meu, băi, până să iei arma în mână și n-ai să te rezolvi și n-ai să te clarifici, n-ai să vezi nimic niciun folos. Dar ca să iei arma în mână, asta trebuie să iei ultimul om, asta trebuie să te aducă la Doamne ferește și stare să te ieși. Arma nu trebuie, am spus, cea mai bună armă pentru noi este telefonul. Lua telefonul în mână, te dus, ai pornit live, nu numai decât să-i spui că suntem în direct, că o să aibă alt comportament. Și... asta e drept, am observat. Dacă ți-e telefonul, eu de ce mă stracuiesc așa? Cu două, eu totdeauna sunt cu două. Dacă nu chiar cu trei, unul ascuns, camera ascunsă. Și de ce sunt totdeauna, știu că o să și publicat, o să și înscris, dau voce, măcar așa. Eu n-am să mai iei telefonul, dar eu deodată vă spun, persoanele date n-am să le lăsc timpul să meargă așa ușor pe... Cine m-a învățat pe mine o persoană din Rusia cu trei telefoane să fie? Zice, iată, intrați în YouTube, zice Romanus, tipărit în limba rusă. O să vedeți un băie de 18 ani, dar îl urmăresc de vreo 2 ani. Cât energie întâlnesc, cum nu se teme de nimic, cum hotărăște întrebările și tot să rămân stâlpi la dânsul. Și poliție și asta e tare, bravo, un băie, așa că intrați Romanus. Bun, asta e așa să uite. Mulțumesc, Sară. Bogdan, da, o să întrerupem aici, mulțumim tuturor care ne-au vizionat, distribuiți. Asta e o problemă care nu tot să vreau să o ating, dă-ți acum să datori și zic că de tu-i pomeni pe ceala, ia-mi las că eu nu-i dau loci lui, coace încolo, îmi spune, dar problema asta este actuală și la toată țara. Așa că păziți-vă, nu împrumutați, mai bine mâncați cu cartofi cu pâine, așa ca Bogdan, dar Bogdan a mâncat o cartofi cu pâine, cum spune, și cu unt, dar un promotat, da, cei da. Ce s-au arătat că e o persoană onestă, bună, dar până la urmă a rămas ca a spus prost. Să de tren. Ca da. Să de tren, prost. Bine, așa, dacă vrei să faci. Mulțumesc și numai bine la toți. Numai bine, sănătate și pași, urmăriți-le, 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 urmă